ziua și Hristos a înviat! Numele meu este Antonia Naie și sunt designer vestimentar. Făcăm parte dintr-o comunitate atât de frumoasă, aș vrea să vă transmit și eu un mesaj. În aceste zile atât de dificile pentru noi, într-adevăr, nu putem face lucruri care altădată ne umpleau sufletele de bucurie, însă acum suntem solidari și ne amintim că iubirea și credința ne pot aduce din nou împreună. Și chiar dacă suntem departe unii față de ceilalți, suntem totuși aproape și împreună cu sufletul. Nu știu, mi-e atât de foarte mulți oameni, însă asta nu înseamnă nimic atunci când încerc să mă gândesc și să-mi imaginez ceea ce simțiți voi, când înfruntați în fiecare zi provocările în fața cărora sunteți expuși, când nu vă petreceți timp cu familia, să vă luați în brațe copiii, nu aveți o zi liberă, nopți nedormite, o viața voastră, deoarece aveți de îndeplinit un scop nobil și acela de a salva alte vieți. Și pentru acest lucru, pentru devotamentul vostru, noi vă mulțumim stând acasă și evitând a ne expune. Fiind străini într-o lume largă, ne unim acum sufletele în credință pentru a vă da vouă, medicilor, asistentelor și tuturor celor din linia întâi și nu numai, forța de care aveți nevoie pentru a merge mai departe. Suntem aici unii pentru ceilalți, încercând să ne protejăm atât pe noi cât și pe voi. Repet, stăm acasă și astfel încercăm să vă răsplătim oarecum sacrificiul vostru. Vă mulțumesc încă o dată pentru curajul vostru și sunteți minunați!